Hei, salut, salut! Pentru cei ce nu mă știu, eu sunt Baby Adrian și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În filmulețul de astăzi vreau să vă povestesc despre plecarea și acomodarea mea în Anglia. În sfârșit am găsit și locația, super locație. Oh, ia nu știu câte oră când urc piciorul în masa asta, oh, băga mea și banii la Caritas. În acest filmuleț vreau să vă povestesc despre plecarea și acomodarea mea în Anglia. Totul a început în septembrie când un prieten de-al meu venit din Anglia în concediu, stând de vorbă cu el, m-a întrebat dacă vreau să merg în Londra să muncesc la restaurantul unde muncește și el. Bineînțeles că mi-a surâs ideea de a merge acolo, dar totodată mi-era frică pentru că nu știam engleză și nu vroiam să merg acolo să nu mă descurc, iar apoi să mă întorc acasă cum am plecat. Știți cum se spune, că nevoia te împinge, adică aveam rate la bancă și nu mă descurcam prea bine cu salariul la fel ca alte milioane de români orbiți de mirajul banilor luați ușor. Așa că m-am decis, gata, merg în Londra la muncă. Mi-am luat bilet, eram super încântat, dar în același timp mă rodea pe interior că o să plec de acasă departe de familie și prieteni. Așa că ziua cea mare a sosit, adică 1 octombrie 2015. Bineînțeles că n-am putut dormi toată noaptea. Ajuns în Londra, totul era pe dos, iar casele din cărămidă care semănau între ele mă făceau să mă pierd în decor. Debusolat total. Primele două luni de muncă am fost ca un robot. Nu vorbeam cu nimeni, nu vedeam pe nimeni. Iar apoi am început ușor, ușor să mă obișnuiesc, dar din ce în ce mai mult simțeam dorul de casă și prieteni. Așa este începutul, mereu greu. După un an greu și plin de dor, a sosit momentul să merg acasă. Problema este că nu m-am gândit niciodată în viața mea că o să merg în concediu acasă, unde o să mă plimb și relaxez. Concediul de 7 zile a fost de neimaginat. Mi-am achitat din datorii, am vizitat prieteni, neamuri, așa mai departe. Dar tot ce este frumos se termină repede. A fost ca un vis. Întors înapoi în Londra, am luat-o de la capăt, cu munca, stresul, oboseala, știți voi ce vreau să spun. După încă un an de muncit și locuit în Londra, am reușit să-mi construiesc o reputație bună la locul de muncă, iar apoi am simțit că este cazul să-i propun fratelui meu să vină în Anglia, la muncă, bineînțeles. Zis și făcut. A venit, am muncit din greu amândoi, am trecut peste obstacole unul lângă altul, am strâns banii de care aveam nevoie să ne achităm datoriile și tot ce trebuia să mai face era să așteptăm ziua în care vom merge acasă în concediu. În momentul de față trăiesc în Anglia, duc o viață decentă și mă doare că ce am realizat aici în 5 ani nu voi putea realiza acasă nici în 10. Dacă ți-a plăcut povestea mea, te rog frumos să apasă butonul de like pentru că asta m-ar ajuta enorm. Eu sunt Bibi Adrian și aici se încheie povestea.